Bun găsit la știrile din sport. CSM Dunărea Giurgiu acordă o deosebită importanță fotbalului, pentru care există o dorință de performanță. 8 jucători au întărit lotul de senior al dunărenilor, însă abia din sezonul viitor țintesc campionatul. Invitat la Sport Arena, Daniel Ignat, vicepreședintele Dunării, a vorbit despre afilierea unei noi secții de juniori. Dunărea Giurgiu a câștigat primele două etape din returul de campionat, ajutată și de cei 8 noi jucători care au pus osul la primele reușite din an. Vârban, Zlotea, Drăghia, Pascu, Guțu, Dima, Mușat și Vrabie sunt cei care au fost convinși de noul proiect al Dunării, care va ținti campionatul din sezonul viitor. Bătaia va fi pentru ediția 2015-2016. Noi ne mai având la momentul acesta șanse reale să putem prinde play-off-ul. Deși Dunărea are un compartiment de junior care produce valori, din toamnă li se va arăta mai multă atenție celor mici. Mă lucrez împreună cu domnul Puiu Adonis la afilierea secției și la Federația Română de Fotbal. Încercăm ca din toamnă să promovăm din nou grupele de junior republicani A și B, adică 14, 16, 16, 18 ani, și în acel moment deja cred că lucrurile se vor schimba mult în bine pentru tinerii noștri fotbaliști. Echipa de juniori a Dunării Giurgiu defilează în campionatul județean. Fiecare meci aduce victorii la scoruri astronomice, din cauza lipsei de concurență. Acest lucru nu poate decât să îi afecteze pe micii dunăreni, este de părere vicepreședintele clubului. Este un nivel foarte scăzut în județ. Nu mai există copii, echipele din județ strâng cu foarte mare greutate copii să se prezinte. Ideea este că ei trebuie să se prezinte. Neprezentându-se echipa de juniori, este afectată echipa de seniori. Și ca să nu fie afectată echipa de seniori, ei vin, măcar să facă 11. Act de prezență, dar nu și calitativ. Da. Sâmbătă se va desfășura etapa 16-a campionatului județean de fotbal, iar meciurile vor începe cu o oră mai târziu față de etapa precedentă. Astra nu a ajuns în ultimul act al Cupei Ligii, dar giurgiuvenii vor putea vedea încă un trofeu pe stadionul Marina Anastasovici. Finala Cupei Ligii se va desfășura cel mai probabil la Giurgiu, pe Arena Astrei. Gino Iorgulescu se gândește să renunțe la Arena Națională și să organizeze prima finală în orașul său natal. După ce Cupa și Supercupa României au fost aduse anul trecut la Giurgiu, sezonul acesta Astra nu va mai câștiga niciun trofeu, dar giurgiuvenii nu trebuie să fie dezamăgiți. Cupa Ligii ar putea veni la Giurgiu. LPF a hotărât că Arena Națională ar fi un loc nepotrivit pentru suporterii Stelei, care au anunțat că nu vor fi prezenți, și nici pentru cei ai Pandurilor, care vor fi nevoiți să bată un drum lung până în capitală. Astfel, Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a luat în calcul varianta stadionului Marina Anastasovici. Într-adevăr, am fost contactați de Liga Profesionistă de Fotbal în vederea organizării finalei Cupei Ligii la Giurgiu. Mai mult ca sigur, cred că este cea mai bună variantă pe care Liga a ales-o și din punctul nostru de vedere nu există probleme în a refuza această variantă. Stadionul Astrei a găzduit 5 meciuri europene anul trecut și un meci al Naționalei României de tineret în 2013 cu Germania. Stadionul îndeplinește absolut toate criteriile, inclusiv cele de Europa League, bineînțeles, jucând în grupele Europa League, și costurile sunt cu totul altele față de Arena Națională. Calitatea gazonului, ambientul, deci stadionul nostru de la Giurgiu este cotat și văzut ca printre cele mai frumoase și cele mai de calitate din țară. Decizia încă nu s-a luat, însă pentru ca finala programată în data de 20 mai să se dispute la Giurgiu, mai rămâne ca părțile să efectueze formalitățile. Deja discuțiile sunt foarte avansate. Noi nu avem de ce să ne opunem acestei soluții pe care a ales-o Liga. Așa că mai mult ca sigur vom vedea o finală a Cupei Ligii la Giurgiu. Dacă Astra ar fi câștigat dubla cu Steaua, acum elevii lui Dorinel Munteanu ar fi avut un mare avantaj în fața Pandurilor în finala de la Giurgiu. Sportivii de la secția de lupte a Clubului Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu au un nou prieten. Manechinul Mitică îi va ajuta pe luptători să se pregătească pentru cele mai tari dueluri și să nu arate pic de milă adversarilor. Mitică l-a înlocuit pe predecesorul său, care ajunsese la vârsta de 35 de ani.
Începând de luni, tinerii luptători de greco-romane de la CSM Dunărea Giurgiu pot exersa cele mai dure lovituri pe un manechin nou-nouț. Astăzi v-am adus un prieten. Și cum îl botezăm? Mitică, e bine? Mitică, așa. Sau Ion, cum îi spune? Cum l-au văzut pe Mitică, luptătorii l-au și luat la trântă. Viața e grea în ring, iar manechinul trebuie să se obișnuiască. Astăzi, domnul președinte, domnul profesor Puiu Adonis, le-a făcut o surpriză plăcută, le-a făcut cadou un material didactic foarte important pentru însușirea procedeelor de lupte, un manechin foarte bun, manechin pe care l-au botezat ei imediat Mitică. Noul prieten al sportivilor îi va ajuta să se pregătească pentru meciurile oficiale fără să îi accidenteze. Sunt anumite procedee care implică o anumită doză de risc, de risc de a te lovi, de a te accidenta. Și atunci învățarea procedurilor cu manechinul evită traumele la sportiv, evită accidentarea. Florin Antonescu și-a adus aminte de primul său manechin care l-a folosit pentru a se antrena. Acel manechin l-am găsit în urmă cu 35 de ani în această sală. A fost adus de către primul antrenor de lupte din Giurgiu, maestru emerit al sportului Victor Popescu. Înainte de venirea lui Mitică, luptătorii l-au uzat pe predecesorul său, care acum a ieșit la pensie. Avem un manechin care l-am folosit în ultimii 2 ani, dar nefiind nou atunci când l-am primit și noi, este uzat. Se impunea achiziționarea unui manechin de lupte, pentru că, dacă observați, sunt 48-50 de copii care zilnic sunt prezenți în sala de lupte. Cel mai celebru manechin din lume este Buster, vedeta show-ului Mythbusters, dar care are altă meserie față de Mitică de la Dunărea Giurgiu. Acestea au fost informațiile din sport. Cu mai multe ne revedem mâine. Însă până atunci, faceți mișcare pentru că sportul înseamnă sănătate.